Judecat pentru luare de mită și trafic de influență, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, Cristi Crețu, a deschis o nouă acțiune în instanță prin care a cerut revocarea măsurii arestului preventiv. De asemenea, politicianul a cerut Tribunalului Suceava recuzarea judecătorului Iulian Cristian Topalea, repartizat să judece dosarul. Cererea de recuzare a fost analizată marți de un alt complet al Tribunalului Suceava și a fost respinsă ca nefondată. Miercuri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava a respins cererea de revocare a mandatului de arestare preventivă și de înlocuire cu măsura preventivă a controlului judiciar sau a arestului la domiciliu. Cristi Crețu a fost trimis în judecată de procurorii DNA Cluj sub acuzarea de luare de mită și trafic de influență. Conform rechizitoriului, Cristi Crețu a fost prins în flagrant la începutul lunii aprilie, după ce a pretins și primit 40.000 de euro șpagă de la proprietarul firmei Autotehnorom Suceava, Vasile Râpan.